În acest cuvânt al lui Dumnezeu, sau acest cuvânt al lui Dumnezeu, gravitează în jurul unei întrebări. Și întrebarea sună pentru uh, Împăratul Ezechie așa. Ce au văzut în casa ta? Imaginați-vă că la dumneavoastră acasă vine o delegație de frați de la Biserică. Se anunță din timp, așa cum e civilizat în vremea aceasta îi așteptați, intră în casă la dumneavoastră și e normal să-și lotească privirile în toate părțile. Ce, ce ar găsi la dumneavoastră acasă? Probabil că undeva pe masă, Biblia poate deschisă. Poate o stică cu suc, câteva pahare, câteva fursecuri. Poate din politețe mai întrebăm de o cafea? Nu. Stau de vorbă și pleacă. Și la poartă sau pe stradă cineva îi întreabă ce ați văzut în casa asta? Ce ar putea răspunde? Poate ce v-am spus până acum. Dar imaginați-vă că la dumneavoastră ca să vină o delegație de la primărie anunțată din timp și intră în casă la dumneavoastră, poate că găsesc sucul, găsesc fursecurile, găsesc cafeaua, poate mai puțin Biblia. Da? Și pleacă și pe stradă sau cine știe unde, cineva întreabă ce ați găsit în casa aceea. Știți care, care a fost, răspunsul pe care împăratul Ezechia l-a dat profetului Isaia care a pus această întrebare? Ce au văzut în casa ta? Știți care a fost răspunsul? Frații mei, vă -am aduceți aminte ce s-a citit? Au văzut tot Frații mei, chiar tot au văzut. Adică au văzut și ceea ce ai vrut tu să le arați și ceea ce n-ai vrut tu să le arați. Și de multe ori când cineva vine la noi acasă, vede și ce vrem să arătăm și ce nu vrem să arătăm, nu? Asta se întâmplă. Ei, când oamenii aceștia din Babilon au venit la împăratul Ezechia, Omul acesta a deschis toate cămările Și au putut vedea oamenii aceștia un interes sporit pentru lucruri, pentru materie. Nu? Aici este locul unde se ține aurul. Dincolo se ține argintul. Aici este camera cu parfumuri. Dincolo este camera de arme. Nu vi se pare un interes sporit pentru astea? spuneți vă asta dacă în vremea asta nu există un asemenea interes în casele noastre. Asta a vrut împăratul să arate. Și, dragii mei, oamenii din Babilon, delegația asta, a putut să vadă există un interes sporit pentru asta. Numai, dragii mei, știți că au văzut ce altceva ce Ezechia n-a -a vrut să arate? A văzut? Au văzut oamenii aceștia un dezinteres pentru lucrurile spirituale. Nu uitați, oamenii aceștia au venit într-un anumit context. Au venit pentru că la Babilon s-a auzit că împăratul ăsta a fost bolnav și că într-un chip miraculos împăratul ăsta s-a făcut bine. Și împăratul Babilon a trimis delegația asta cu cadouri, poate cu felicitări și să vadă despre ce s-a întâmplat cu el. Și uitați-vă, găsesc oamenii aceștia în casa lui Ezechia dezinteres pentru lucrurile spirituale. Vreau să predic în seara aceasta și vreau să uh, folosesc un timp rezonabil pentru asta. Deja programul uh, a ocupat timp până acum. Vreau să predic despre, sau această întrebare să fie tema din această seară. Ce se poate vedea în casele noastre? Frății mei, este o întrebare serioasă la care trebuie să luăm aminte, pe care trebuie să ne o punem. Dacă vin prieten, dacă vin cunoscuți, dacă vin de la biserică, dacă vin de la primărie, dacă vine Dumnezeu în casele noastre, ce se poate vedea în casele noastre? Interes pentru asta și dezinteres pentru asta? Vreau să-l iau în seara aceasta pe împăratul acesta în discuție. Dacă la cineva se potrivește, se adresează cuvântul acesta și lui, dar vreau să-l iau pe acest împărat fără să mă adresez la cineva anume. Dragii mei, primul lucru ce se poate vedea în casa aceasta și poate în casele noastre este dezinteres pentru Dumnezeu. Credeți sau nu credeți? Dezinteres pentru Dumnezeu. Deci, mei, când oamenii aceștia au venit din Babilon, Așa cum vă spuneam, în acest context. Și când împăratul ăsta le-a deschis toate visteriile și a arătat casa unde e aurul, unde e argintul, casa pentru parfumuri, casa de arme, ce credeți că a vrut să facă cu asta? Frații mei, ce a vrut să facă cu asta? Să impresioneze, nu? Să iasă în evidență, să iasă el în evidență, nu? Imaginați-vă că la noastră casa vine iar în vizită cineva și începeți să arătați sufrageria, dormitorul celui mic, dormitorul celui mare, master bedroom-ul, îi arătați garajul pentru mașina de serviciu, pentru mașina de duminică, ce vreți să faceți cu asta, dragii mei? Sau ce vrem să facem cu asta? Nu cumva vrem să ieșim în evidență? Hai să fim sinceri. Nu asta se întâmplă. Dar vreau să vă întreb, într-o familie, mai ales una care a avut experiența lui Ezechia, sau într-o familie creștină cum suntem noi, vreau să vă întreb, cine ar trebui să iasă în evidență? Frații mei, Dumnezeu. Pe primul loc, și vreau să vă spun, nu există mai multe locuri, unu. Există un singur loc unul, și pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu. El să iasă în evidență, în orice circunstanță de viață. Și Ezechia avea această ocazie și a pierdut-o, să îl scoată în evidență pe Dumnezeu. Și noi avem aceste ocazii, dragii mei, sau avem această ocazie de multe ori să scoatem pe Dumnezeu în evidență și pierdem asemenea ocazii. Cum am putea să scoatem pe Dumnezeu în evidență? În casele noastre. Când cineva intră la noi acasă, să vadă că pe primul loc în casele noastre este Dumnezeu. Cum am putea să, facă, să facem lucrul acesta? Sau nu credeți că ar trebui? Cred că ar trebui. Cum am putea să facem asta? Știți cum? Și dimineața am citit din Iacov capitolul 1, ceva de genul acesta. Să-i atribuim lui Dumnezeu tot binele pe care le experimentăm în viața noastră. Aveți curajul să o faceți? Tot ce ni se dă bun, citeam dimineața din Iacov, este de sus de la Părintele Luminilor. Și spuneam dimineața, faceți lista, frații mei, cu tot ce aveți bun, e de la Dumnezeu din ceruri. Ei, problema este, recunoaștem asta că atunci când asta se întâmplă, când recunoaștem că de la El e tot binele pe care le experimentăm, despre asta vorbim. Cu asta petrecem timpul. Când intră cineva în casă la noi, despre asta spunem. Ei, Ezechia despre asta trebuia să spună. Eram pe moarte, am primit vestea că mor, mi s-a spus să-mi pun casa în îndoială că mor și uite că ți viu. Și dacă ți viu, datorită cui să viu? Datorită lui Dumnezeu. Despre asta trebuia să vorbească. Un frate a ajuns într-un alt oraș. Avea un prieten, alt frate în orașul acela, s-a dus la el în vizită și au zis: Hai să mergem în vizită la un frate de aici, din, din orașul ăsta. Și au plecat amândoi, au sunat la ușă. Într-un târziu a venit gazda și l-a deschis, puțin deranjat, l-a deschis ușa, i-a invitat înăuntru, televizorul mergea și zice el: Tocmai mă uitam la o emisiune la televizor. I-a invitat pe. Fotolii, s-au așezat pe fotoli, El a continuat să se uite la televizor. Mai schimba așa câte o frântură de vorbă cu ei și iar televizor, iar mai schimba câte o frântură, un ceas de vreme. După un ceas de vreme, unul dintre cei care a intrat în vizită la el a zis s-a făcut târziu, ar trebui să mergem. El nu a zis mai stați sau să închidă televizorul. S-a ridicat să iasă și a zis el, mulțumesc totuși că ați trecut pe la mine, vă mai aștept și altă dată sper să fie altfel. Vă întreb, dragii mei, cine-i pe primul loc într-o asemenea casă? Cine iese în evidență într-o asemenea familie? N-ar fi trebuit să pună stop și să discute despre Dumnezeu cu doi frați? Vineri seara s-a citit aici din cartea profetului Maliachi Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Numai că există acolo, zice, o altă categorie care, de oameni care se tem de Domnul și ăștia când vorbesc între ei, Dumnezeu scrie o carte de aducere aminte în cer. Că e important ce vorbesc ei între ei. În casele noastre, se poate vedea că Dumnezeu este pe primul loc, că iese în evidență? Sau noi ieșim în evidență? Prin vorbele noastre, dragii mei, prin, prin faptul că atribuim lui, lui Dumnezeu, binele din casa noastră, ar trebui să se arate că acolo Dumnezeu este pe primul loc. Și ar trebui de asemenea, dragii mei, să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care stă în spatele Vremurilor familiei noastre Sunteți oameni mai în vârstă aici Vă întreb Peste familia dumneavoastră N-au trecut vremuri și vremuri ha? A ținut o vreme O zi Sau două O săptămână sau un an Și a venit o altă vreme O vreme ați adunat și v-ați uitat cum se mărește grămada. Și a venit o altă vreme în care tot s-a împrăștiat. Nu? Nu s-a întâmplat așa. Pentru că iar să începeți să adunați. V-ați spus vreodată întrebarea, ca și copii ai lui Dumnezeu, în familia dumneavoastră, când vedeți că începeți să adunați și vă reușește. Aici e Dumnezeu, e degetul lui Dumnezeu. A spus asta vreodată? Da, când a început să se împrăștie. A spus că tot Dumnezeu stă și aici? Adică el controlează vremurile? A spus asta? A zis Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Dragii mei, ceea ce se poate vedea în casele noastre, în multe dintre casele noastre, este dezinteres pentru Dumnezeu. Mă grăbesc să mă duc mai departe, dragii mei, în al doilea rând se mai poate vedea dezinteres pentru promisiunile spirituale. Sunteți aici oameni care, în circunstanțe dificile de viață, să-i fi promis ceva lui Dumnezeu? Sunteți? Dumnezeule, dacă mă scapi de spitalul ăsta, în care stau de ceva vreme, Dumnezeule, nu lipsesc niciodată de la biserică. Sau mă străduiesc să mă duc cât mai des? Sunt oameni care fac promisiuni de felul acesta. Ce ziceți? Zrele promisiunile astea? Dumnezeule, dacă mă scap din încurcătura asta de viață, mă bizuiesc mai mult în luarea deciziilor pe tine de acum înainte, câți n-au făcut promisiunea asta? Dumnezeu i-a scăpat. Domnule, dacă mă scap de... Falimentul ăsta iminent, mă, mă mănâncă falimentul. Dumnezeule, dacă mă scap de asta, de acum înainte, știu cum să-mi gestionez afacerea, după principiile tale sfinte. Câți n-au făcut o promisiune de felul ăsta? Ia ascultați ce promisiune a făcut împăratul Ezechia atunci când era bolnav. Haideți să vă citesc. voi umbla. M-am rugat lui Dumnezeu, tu m-ai izbăvit și de acum înainte voi umbla smerit înaintea ta până la capătul vieții mele. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat, acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei. Frății mei, vă întreb, e o promisiune mare asta era bolnav pe moarte. Nu uitați. Dumnezeu din cer i-a trimis mesajul ăsta mori. S-a întors cu fața la perete și a început să se roage lui Dumnezeu, așa cum facem noi în disperare. Și Dumnezeu din cer l-a ascultat. Și în perioada aceea când era în această strâmtorare, în această suferință, a făcut această promisiune. Dumnezeule, dacă mă scapi, de acum înainte umblu smerit până la capătul anilor mei. Înaintea ta. Vă întreb, și-a ținut Ezechia promisiunea asta? Păi ce făcea el altceva decât să calce promisiunea asta când deschidea toate cămările? Nu? Uite-o și pe astea. Uite-o și pe asta. Uite-o și pe asta. Știți ce mesaj transmitem noi atunci când în situații complicate Facem promisiuni înaintea lui Dumnezeu și după ce trece greul, le călcăm în picioare, știți? Dumnezeule, noi nu avem nevoie de tine numai acum, în această situație. Când ea trece, eu am preluat controlul. Eu gestionez lucrurile. Eu le stăpânesc și mi le atribui mie. Dumnezeule, tu numai atunci când eu m-am încurcat, tu să vii să mă descurci. Frații mei, sunteți bine și sănătoși acum, sunteți bine, mersi în casa lui Dumnezeu. Dar sunt convins că dacă ați ajunge careva într-o situație limită, pe marginea mormântului, cum a fost Ezechia, și dumneavoastră ați face promisiuni mare înainte lui Dumnezeu. Sunt convins. Sau într-o altă situație limită de viață. Și dacă trece, uitați că dată în viață ați zis, voi umbla smerit cu Dumnezeu până la capătul vieții mele. Și începem să ne scoatem pe noi în evidență. Pentru că avem impresia că noi controlăm. E dezinteres pentru promisiuni. Frații mei, în casele noastre ar trebui să începem să luăm în serios ce am zis cândva lui Dumnezeu. Și încă un apoi încheie, dragi mei, că deja timpul a trecut. În al rând. Pe lângă faptul că există în casele noastre dezinteres pentru Dumnezeu și de interes pentru promisiunea lui Dumnezeu, există dezinteres pentru viitor pentru viitorul familiei sau viitorul copilor, dacă vreți. Și poate că acum venim la uh, subiectul din această seară. Spune Sfânta Scriptură aici că profetul Ier, uh, Isaia i-a spus împăratul Ezechia așa. Ascultați! Vor veni vremuri în care, când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta, și vor lua pe fiii tăi, ieșiți din tine, pe care vei naște, ca să-i facă femei în casa împăratului. Vă întreb, frații mei, a tresărit vreun mușchi pe fața împăratului când i-a profețit Isaia lucrul acesta. A zis, cuvântul Domnului e bun. Dar despre copiii tăi, omul le vorbește, Dumnezeu, că într-o zi vor lua și vor duce ropi. Despre copiii tăi vorbește, nu te interesează? Chiar atâta dezinteres pentru copiii tăi? Frații mei, eu știu că dacă ar fi să vorbim despre interesul nostru pentru copii, am zice că e la cote maxime și poate este. Pentru viitorul lor. că îi vrem să fie bine. Știți, am, știu pe cineva care și-a căsătorit copilul și după ce s-a căsătorit a zis te-ai căsătorit, v-ați căsătorit, acum sunteți împreună la casa pe care v-ați închiriat-o, stați acolo. De acum înainte suntem părinții voștri dar nu suntem slugile voastre. Știți că am ce înseamnă asta? Adică descurcați-vă, nu prea contați pe noi. Munciți, trudiți-vă și noi ne-am trudit, suntem părinții voștri, dar nu slugile voastre. Ei, frații mei, nu chiar așa este. Spuneți noastră dacă slujim copilor și după ce se ducă acasă. nu e așa? Că vrem să fie bine. Numai că noi suntem preocupați de un anumit uh, fel de viitor pentru ei. Viitor să nu ducă lipsă. Viitor să aibă de toate. Să nu trudească cum am trudit noi. Cam așa este preocuparea noastră. nu e așa, frații mei? Da. Mai este ceva. Noi nu suntem doar uh, niște mașinării care să muncim, să câștigăm pentru copiii noștri, să fie bine. Mai suntem și altceva. Astăzi la mează, eram. Uh împreună cu toții la noi acasă și uh, Flaviu l-a întrebat, întrebat, -o pe Gabi și pe Cipri, l-a întrebat pe Cipri, uh, care dintre voi duce copilul în seara asta în biserică? Cipri a sărit repede și a zis, eu îl duc, pentru că eu sunt preotul casei. Vedeți? Noi nu suntem doar mașinării care să lucrăm, să câștigăm bani pentru copiii noștri. Suntem preoți. Și am spus lui, ă, asta ar trebui să se vadă tot timpul în viață, nu doar când duci copilul în biserică. Să fii preot în casă. Nu? Să fii preot în casă, nu doar omul care să muncești de dimineața până seara, să le poți zice, într-o zi ai apartament, ai mașină, când nu-ți ajung banii să vii să-ți dau că am puș pentru tine și pentru zile negre, nu doar asta, ești preot în casă. Și preotul în casă trebuie să-și pună cel puțin două întrebări. Și ascultați-mă bine. Prima dintre ele, ce va fi copilul acesta când va fi mare? Punem noi întrebarea asta în casele noastre? Ce va fi copilul ăsta când va fi mare? Pentru că dacă ne frământăm cu întrebarea asta, începem să facem de pe acum, de când este copilul mic, ceva pentru când va fi mare. Adică începem să-i arătăm copilului căile lui Dumnezeu, pentru că atunci când va fi mare să nu se depărteze de ele. E adevărat? nu începem să le educăm doar, să-i creăm condiții pentru a fi educat din perspectiva lumii, să știe să se realizeze, să aibă o profesie care se caută. Nu, nu, îi arătăm calea lui Dumnezeu și când va fi mare să nu se depărteze de ea. Și atunci când îmi pun întrebarea asta, ce va fi copilul meu când va fi mare? Trebuie să-mi găsesc un răspuns cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi om și om al lui Dumnezeu. Dar știți care este a doua întrebare care trebuie să o pună un preot al casei? Nu cred că ne pune mulți. Ce va fi copilul ăsta sau copiii mei când va veni judecata lui Dumnezeu? Pentru că dacă, preot, dacă profetul Isaia vorbește, împăratul Ezechia îi vorbește despre o zi a judecății lui Dumnezeu. Pentru națiunea asta, și din partea lui Dumnezeu, profetul ăsta îi zice, împărate, în ziua când se va declanșa judecata lui Dumnezeu, copiii tăi vor ajunge robi. Ce vor ajunge copiii noștri, nu când vor fi mari, când va veni judecata lui Dumnezeu? Ce vor fi? V-ați pus întrebarea asta. Ce facem noi pentru copiii noștri, ca în ziua când Dumnezeu va aduce judecata. Să nu ajungă să fie robe, adică scoși afară. O mamă s-a dus într-o zi la profetul Elisei și a zis, Domnul meu, bărbatul meu, robul tău, a fost înceat asta de proroci. Și a murit. Avem o datorie. Și a venit cel care ne-a împrumutat să ia copiii robi. Nu vreau să ajungă robi. Cu puterile pe care le am, n-am cum să-i scap de robie. Ai tu vreo soluție să scape copiii mei de robie? Frații mei, în lumea asta nu avem suficiente resurse să ne scăpăm copiii noștri de robie. Ne ducem la Dumnezeu, Dumnezeule, Furnezează mi o soluție să nu ajungă copiii mei robi. Și a zis Elisei, du acasă. Dumnezeu are o soluție. Copiii tăi nu o să ajungă robi. Și nu au ajuns robi. Pentru că Dumnezeu avea resurse. Dar, dragii mei, un preot al casei trebuie să-și pună această întrebare serios. Când va începe judecata lui Dumnezeu, ce vor fi copiii mei? Și pentru asta trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu. Nu-i suficient să-i hrănesc, să le asigur cele mai bune condiții, să le aduc acasă de când sunt mici tot ceea ce oferă piața asta cu atâtea oferte, nu, nu. Trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Doamne, va veni o zi a judecății, știu asta. Vreau copiii mei. Atunci când vei deschide cartea, să ne strici și pe noi cu copiii noștri. Să strigi numele meu, numele soției, numele copiilor, numele părinților, numele celor dragi, să fim împreună acolo. N-am vrea în ziua când începe judecata să ne desparti unul la dreapta și altul la stânga. Unii la dreapta și alții la stânga. Vrem să fim împreună în împărăția ta, în împărăția ta glorioasă. Dragii mei, un preot al casei se interesează de asta. Vă mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Ce se poate vedea în casele noastre? Dacă cumva se vede dezinteres pentru Dumnezeu, dezinteres pentru promisiunile lui Dumnezeu, dezinteres pentru viitorul familiei sau copilor noștri, în seara aceasta Dumnezeu să ne trezească. Încă mai este vreme de har și preoții din fiecare familie să se trezească să-și îmbrace haina preoțească, să facă slujba înaintea lui Dumnezeu pentru copii, pentru familie și Dumnezeu din cer să primească slujba fiecărui preot din fiecare familie și să vină Dumnezeu în fiecare casă să lucreze într-un mod deosebit. Amin.